Organizatorii și-au dorit să aducă modelul marilor mitinguri atletice la București, optând pentru un format cu 3 zile de competiții și 6 reuniuni atletice. S-au disputat runde de calificări la toate probele, astfel că Marina Baboi a trebuit să alerge 3 curse de 60 de metri și 2 de 200. Buzoianca s-a impus în toate cele 5 sprinturi, câștigând finala de 60 cu timpul de 7:36 secunde. Sprintera din Buzău s-a impus și la 200 de metri, oprind cronometrul la 24,91 de secunde. Este al 5-lea an consecutiv în care Marina aleargă cei mai buni timp din România în probele de sprint indoor, atleta de la Gloria devenind astfel principalul reper în probele de viteză naționale. Cele 2 medalii obținute de Marina Baboi în acest weekend completează o vitrină de trofee impresionantă, atleta buzoiană contabilizând numai puțin de 70 de titluri naționale. Weekendul următor, Baboi va alerga la Istanbul în cadrul campionatelor balcanice. O ultimă verificare înainte de campionatul mondial de atletism indoor de la Belgrad.